La 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 la. Romii n-au avut niciodată propria lor țară. Au migrat din India și s-au răspândit în toată Europa sute de ani în urmă. Cea mai timpurie informație scrisă despre prezența acestei etnii în spațiul românesc datează din anul 1385. Stilul nomad de viață i-a determinat să se adapteze ușor în orice țară și să învețe foarte repede limba vorbită în acele ținuturi. Zeme diria Maria name ed elesche ciude ame. Zeleno ve zeleno pla e bacave dai visotai madiana mendostaia. Punem noaptea și ne-au încărcat în căruț, pe mai mulți, nu numai pe noi. Și noi am luat numai așa, așa am putut. Din vălit au luat frații mai mari care erau și un sac de găini. Avem vaci, avem cai, avem păstărăraie, cum eram înainte, hazeastră. Și câinii au ridicat, casele au rămas, pământul au rămas, totul au rămas, cai au rămas. Nu luau numai cu sufletul. Anton Cin are 74 de ani, s-a născut la Petrești. Se trage dintr-o familie de romi ferari. A fost deportat când era copil. Manualele de istorie doar menționează acele întâmplări. Istoricul Sergiu Musteață are o explicație. Este o întrebare destul de importantă pentru oamenii de astăzi. Vrem noi să cunoaștem acest adevăr? Suntem noi în stare să însușim această realitate tragică? Suntem noi în stare să ne asumăm responsabilitatea pentru acest trecut tragic? De aceea deci, și istoricii, și politicul, în cazurile unor fire de victime sau unei istorie victimizante, trebuie să-și asume această responsabilitate de a o cunoaște, în primul rând, de a o prezenta ca o filă tragică care trebuie de cunoscut și de evitat în practicile politice de mai departe.